4 de kilograme, 1,78 m, cu o alonjă de 1,79 m. Domnilor și domnilor, se luptă pentru Storm. Let's give it up din Luton, United Kingdom, for Andrew Tate! Doamnelor și domnilor, acesta este un meci la categorie. Și cu tot aici. E destul de ușor când vii ca străin în România, mai ales dacă te duci la mare, chiar și în București, atunci când erau deschise toate lucrurile, să te îndrăgostești de România și să te duci aici, dacă vorbi despre mine, spune cei doi să te duci. Op, op, op! Da, a început foarte... Totuși, din curare, are 14 ani, are tot să învețe. Se vede cât de pregătit fizic este. Arată destul de bine. Se termină această primărie. Poate te-ai la telefonat? Acum da, acum da, dar nu poate să mă. Deoarece a început cu răbăt pentru Olin Curar, care s-a început pe adversarul său. Nu știu foarte bine, Andrew Tate, la acele picioare. Să vedem cât o să țină gazul pe Olin Curar în acest rim. Bună dreapta, Andrew Tate. Bine! Mânac, bravo! Mânac, capă, bine! Vezi, stă pe picioare! Bună dreapta, încălată și pentru Lingurar. Tura are mai multe șanse de... Are multe șanse și... A intervenit și acum, a intervenit la timp, pentru că Lingura s-a fost cu spatele și este normal să fie numărat. Au fost două, trei lovituri al lui Andrew Tate. Aia. Exact. Da, e final de meci, se pare că nu mai continuă Lingurar. Da, acesta fizic asta, exact, spuneai tu că și-a pierdut aerul Lingurar și tocmai asta a făcut diferența, nu neapărat loviturile, dar a fost o serie bună.